Având în vedere că vremea a început să devină neprietenoasă, iar situația blocurilor din colonia orașului Aninoasa nu este una tocmai bună, se caută soluții pentru ca cei care locuiesc în zonă să nu aibă de suferit în noul sezon rece. Concret este vorba de lucrările menite să înlocuiască vechile acoperișuri șubrede ale imobilelor care nu au mai fost reabilitate până acum. După cum se știe, cu aceste imobile care avem o problemă majoră în orașul Aninoasa, adică cel puțin pentru mine este o problemă prioritară și foarte, foarte stringentă. În cele din urmă, se pare că. După toate demersurile făcute la diverse instituții care pot să sprijine această problema noastră, se pare că problema este rezolvată în cele din urmă. Suntem prinși pe o hotărâre de guvern care se va, prin care se va aloca la orașul Aninoasa din fondul de rezervă bugetară suma de 10 milioane de lei. Dacă acest lucru se întâmplă luni, eu sunt foarte fericit pentru că ajunge să suma este desulătoare pentru a reabilita cele 30 de imobile care sunt foarte vechi și într o stare avansată de degradare. Situația financiară a orașului este una delicată, dat fiind faptul că la ultima rectificare bugetară aninoasei nu i s-a atribuit niciun leu, iar administrația a încercat să facă îmbunătățiri localității și să rezolve din problemele cu care cetățenii se confruntă.